Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Claudia de la claudiasuiz.ro și astăzi vă prezint empties. Tocmai am postat preferatele, deci am să vă las link pe undeva pe sus ca să le vedeți și pe acelea dacă vă interesează. Așadar, astăzi vorbim despre empties de noiembrie. În primul rând vreau să vă arăt acest produs pentru că îl țin în mână, că nu mai am loc pe lângă mine unde să-l pun. Este un corector de la Avon din gama Ideal Flawless. Este gol, este terminat. Chiar și pe aici l-am luat cu burețelul și l-am consumat pe tot, chiar dacă nu prea pare. A fost în nuanța fer, adică cea mai deschisă nuanță. Mi s-a părut ok, eu l-am folosit cu un burețel tip Beauty Blender și mai ales pentru zona de sub ochi. Cremos, plăcut. Uneori simteam nevoia să revin cu o pudră de setare, dar asta nu este o problemă, este o chestie caracteristică produselor cremă, așa că dacă doriți un corector care să acopere mediu și decent, eu vi-l recomand, mai ales că îl aveți undeva la preț de vreo 15 lei, cam așa. Ca de obicei, pun deja produsele în această plăsuță înapoi. Produse pentru igienă orală am două la număr. În primul rând am această pastă de dinți de la Vademecum. Da, este varianta sensitiv. Mi-a plăcut foarte mult că a avut căpăcelul ăsta și puteam să-l pun așa, să-l țin pe capac. A fost într-adevăr potrivită pentru dinții sensibili, nu mi-a provocat niciun disconfort, însă nu am simțit că mi curăță dinții cu adevărat, un lucru pe care mi l-aș dori la o pastă de dinți, chiar fiind și una sensibilă. Momentan nu am să recumpăr acest produs, deoarece am găsit un produs ideal pentru dinți sensibili, dar cu efecte, așa că acestea am să zic pas. Ca de obicei, apa de gură de la Denta Plus, varianta mint, îmi place, momentan am baie una pe albastru, dar oricum îmi place foarte mult și aceasta și o să o recumpăr. Trecem la produse pentru ten, pentru că aici sunt destule. În primul rând vreau să vă arăt această cutie, ca de obicei am desfăcut-o să încapă mai ușor în pungă, dar este această cutie de la șervețelele de hârtie, 200 de bucăți, varianta Sien din Lidl. A costat undeva la vreo 3,40 lei, cam așa. Eu le folosesc pentru uscarea tenului prin tapotare și le recomand în detrimentul prosoapelor clasice. Am aceste dischete de machiante de la Caterin. Sunt preferatele mele, ieftine și bune, mai ales că de multe ori le prindesc la ofertă la 2,50 lei. Și cred că prin vară sau toamnă au avut o ofertă cu o reducere destul de mare, fiindcă erau 2 lei, în condițiile în care ele sunt 3 lei și 29 sau ceva de genul. Deci vă dați seama că mi-am făcut un stoc. Bun, am să vă arăt și acest gel peeling de la Jaya. Este din gama Marine Alge. Soothing Enzyme Peeling. Este un peeling enzimatic pentru piele uscată și normală de la 30 de ani în sus. Nu este terminat în totalitate. Eu l-am primit de la cineva, dar totuși l-am primit cu un termen de valabilitate destul de scurtuț. L-am folosit, mi-am format o părere despre el. Nu mi se pare la fel de eficient ca restul de produse de acest tip pe care l-am folosit, deci nu cred că o să mă duc expres să-l cumpăr din magazine. Am un exfoliant, este acesta de la Derma E, Overnight Peel cu AHA. Teoretic este un exfoliant chimic pentru toate tipurile de ten. Se aplică pe ten într-un strat mai grosut, se lasă peste noapte, dimineața se clătește. Fiindcă eu sunt o persoană care se foiește pe 20.000 de părți noaptea și eu nu pot să adorm așa sau cu fața în sus și să rămân așa. Nu, eu mă foiesc pe 20.000 de părți și vă dați seama că acest lucru nu se poate folosi pentru mine. Eu l-am folosit seara, l-am lăsat 10, 15, 20 de minute pe ten să acționeze. Și după aia l-am îndepărtat cu apă călduță. Mie îmi place, simt că îmi curăță cu adevărat tenul, mai ales dacă prin zona aceasta se mai întâmplă să am așa zone mai uscate, chiar simt că îmi curăță tenul. Dacă vă știți cu tenul sensibil, s-ar putea să aveți așa o senzație așa de
mișcături, scrie și pe produs că este normal din cauza acizilor din componență. Îl găsiți pe iHerb, am să vă las link în barra de descriere pentru el. Am o cremă de față de la Same Cosmetics. Sper să se vadă, este goală. My Coat a fost absolut cream light texture, o cremă cu textură, așa cum îi spune și numele, o cremă cu textură foarte ușoară. A intrat foarte repede în piele, a mirosit foarte, foarte bine. Gama asta lor are un miros floral, senzual, exact ca de spa, însă nu știu dacă se potrivește din cauza parfumului și persoanelor cu ten sensibil. S-ar putea să nu se potrivească, zic și eu, dar mie personal mi-a plăcut, mi-a lăsat tenul hidratat. Eu am folosit-o seara deoarece nu are SPF-nea și n-am putut să o folosesc ziua, dar mi-a plăcut. Sar așa dintr-o parte în alta, dar înțelegeți voi. Am această mască de la Gerovital Happiness. Este mască hidratantă răcoritoare cu extract de zmeură. Mi-a plăcut, a fost răcoritoare, a fost hidratantă. Am folosit-o mai mult în perioada verii și am terminat-o acum în toamnă, spre iarnă. Nu face nimic spectaculos, doar lasă așa o senzație răcoritoare și un ten hidratat, dar nici nu promite să facă altceva. Așa că mie mi-a plăcut, cred că mai am încă una pe stoc. În continuare, am un exfoliant fizic, mecanic, cum vreți voi să-i spuneți, de la Camille. Este Scrubbing Face Mask. Deci un scrub, o mască, se aplică pe ten, se lasă câteva minute și apoi se masează. A fost cu aromă de cafea, este gol, l-am terminat. Nu mi-a plăcut însă prea mult, deoarece n-am simțit să exfolieze într-adevăr tenul, ci mai mult să lase așa cumva un strat mai usuros. L-am terminat, cred că mai jumătate din el pe corp, n-am să-l recumpăr. Am o apă micelară de la Yves Rocher, sper să se vadă, v-am zis că am o lumină foarte puternică aici. Sensitiv vegetal, apă micelară 2-in-1. Nu am mirosit urât, am mai avut o problemă cu apele lor micelare și am avut una care mirosea groaznic. A fost ok pentru ten, pentru zona ochilor nu a depărtat cu succes machiajul, dar pentru ten a fost ok. Mai am niște șervețele limanchiante de la Nivea în varianta Aqua Effect. Pentru piele normală, curăță, reîmprospătează și hidratează, pentru o senzație de piele fresh, proaspătă, cu vitamina E și Hydra IQ. Datorită acestor șervețele m-am decis să fac dezamăgirile luni anului 2017. Sincer, nu mi-au plăcut, au venit aici sigilate, a avut sigiliu, deci nu a fost din punctul acesta de vedere cum că nu au fost sigilate sau ceva, dar mi s-au părut uscate, nasoale și chiar n-am simțit nici senzația aia de apă, nici nimic, a trebuit să folosesc 3-4 șervețele ca să îmi curăț tenul de BB Cream. Deci vă dați seama că pentru mine sunt unul. Mai am două măști din acestea tip șervețel. Ambele sunt cu rodie, sunt de la Rosella. Rosella este un brand care se găsea în Carrefour. Eu nu am, după cum spuneam înainte, să rămân fără spațiu. Această gamă se găsea în Carrefour sau în Auchan, nu mai țin minte unde. Oricum n-am mai găsit-o de foarte mult timp și pe de parte pare rău pentru că erau niște măști ieftine, 1,65 € măști tip șervețel, așa ceva rar se întâlnește, dar nu mai sunt. În continuare, o bandă de aceasta pentru punctele negre de pe nas, cam așa, de la Derma V10, nu mi s-a părut ok, chiar nu mi-a plăcut. O mostră de cremă de față de la Jaya cu Manuka 3 Purifying pentru ten gras și combinat, SPF 10, cremă pentru zi. Mi-a plăcut, sinceră să fiu, aveam impresia că este cu arbore de ceai, nu știu de ce, am văzut 3 acolo, m-am gândit la arbore de ceai, dar mi-a plăcut, a fost ok, chiar am mirosit foarte plăcut. Dacă avea SPF-ul mai mare, șanse mari să o cumpăr pentru că intra foarte rapid în piele. Și mai am aici o mostră de la Derma E, un scrub microabraziv
Și acesta mi-a plăcut, cred că am mai încercat cu o mostră sau două, oricum produsele de la Derma E sunt produse foarte, foarte bune, chiar dacă ele au un preț mai ridicat, însă dacă alegi să le luați de pe iHerb, le luați la un preț mai bun. Trecem la produse pentru corp și aici sunt destul de multe dezamăgiri. Dacă tot discutăm despre dezamăgiri, după cum se aude, încă este în el, antiperspirantul de la Gerovital Plant, varianta Crazy, deodorant antiperspirant. Deci scrie destul de clar, antiperspirant. Diferența între ele este clar. Deodorantul acoperă mirosul neplăcut, mirosul de transpirație, ca să-i spunem pe șleau. Antiperspirantul ar trebui să blocheze, să inhibe transpirația propriu-zisă. Da, știu, sunt povești și povești că nu e bine, că nu este sănătos să faci chestia asta, să folosești antiperspirante. Bun, ok, trecem peste. Eu sunt tipul de persoană care prefer să nu put. Adică prefer să folosesc antiperspirant decât să put. Cu acest produs, credeți-mă, a fost horror. A fost horror și am dat atâtea șanse. Deci, auziți, mai este un pic în el, dar credeți-mă, n-am mai putut. Ultima oară am comis-o nasol de tot cu el, săptămâna trecută, cred că. M-am dus la muncă, știam că nu o să stau mult, dar totuși era o perioadă de timp în care erau foarte, foarte multe acțiuni așa compresate acolo și trebuia să stau doar la birou. M-am dat cu acest antiperspirant și credeți-mă, am stat așa, fără să mișc mâinile, pentru că pur și simplu, stând la birou, simțeam că miros neplăcut, ca să mă exprim ca o lady. Din partea mea primește un mare nu, nu o să-l recumpăr, ajunge garantat în dezamăgirile anului. Stai că nici nu știu cum să le iau. Bun, am un pachet din acesta de lame de ras de la Kaufland, 10 bucăți, varianta pentru bărbați. Eu vă recomand varianta pentru bărbați decât varianta pentru femei. Astea mi se par mult mai eficiente decât celelalte. Două scrub-uri din acestea de la Colistar. Fiecare plică a avut 40 de grame. Mi-au plăcut. Au avut un efect bun, însă mirosul nu prea m-a încântat. Mi simțeam așa că miros ca o salată. Cu toate că scrie pe ele că au condimente și chestii, nu mi-a plăcut. În ceea ce privește scrub-ul, am să vă arăt aici un săpun exfoliant. Vă arăt și săpunul, să nu credeți că nu. De la Yves Rocher. Deci, sper să se vadă. Nu știu, cred că acesta este cel mai elocvent test, da? Sper să puteți vedea. Puteți vedea? Din nefericire, nici nu știu cum să țin mâna. Oricum, credeți-mă pe cuvânt, zgârie în ultimul hal. Este cu nucă de cocos și ar trebui să aibă aceste particule abrazive prin el cu nucă de cocos, dar mie îmi plac scrub-urile alea hardcore care să exfolieze, dar acesta zgârie, oameni buni, zgârie. Nu, nu, nu. Miroase ok, dar chiar nu, deci n-am de gând să-mi nenorocesc pielea pentru un săpun exfoliant. Trecem la un gel de ras de la Avon, din gama Skin So Soft. Acesta este în ambalajul vechi, între timp și-a schimbat ambalajul, dar am în baie, cred că, în ambalajul nou. Îmi place foarte mult, mi se pare un gel de ras eficient și îl cumpăr de fiecare dată când îl prind la promoție. Stați că încerc să nu dărâm pe aici chestii. Un săpun lichid de la Dove, acesta în varianta, să văd, nu știu cum să-l țin, să vedeți și voi, cu undeșea și vanilie. Am mirosit foarte plăcut și vă zic un secret, curăță burețelul de machiaj super bine, deci super, super bine. Am deja altul în paie, în varianta clasică, cred. Am un spray pentru picioare de la Avon, din gama Footworks, varianta clasică, în ambalajul acela vechi. Nu mă întrebați unde este capacul, s-a pierdut negru a timpului. Acesta îl țineam pe hol, dacă nu mă dădeam în baie cu un asemenea produs, îl puneam pe hol și mă dădeam acolo să fiu 100% sigură că sunt ok. Protejează foarte bine împotriva transpirației, deci vi-l recomand. Am o cremă de mâini de la Farmona din gama Tutti Frutti cu pere și merișoare.
A mirosit foarte bine. Chiar a ajuns cândva și prin preferate. Mă scuzați, eu am început să dărâm. Dar mi-a plăcut ambalajul acesta mic. A avut 30 de ml. Se poate introduce în geantă și este foarte ok. O loțiune de corp de la Jaya. Cred că așa se poate vedea cel mai bine. Mai zic că am o lumină așa urmitoare să se vadă că este întuneric afară și e noapte. Cashmere Nourishing Body Lotion. A mirosit foarte, foarte bine. Mă bate gândul să iau această loțiune în variantă mare. Hidratează foarte bine pielea și mirosul se menține. Tot pentru corp am această cremă de la unt de corp de la Bodega Verde cu argan și extract de iasomie din deșert sau ceva de genul. Am mirosit foarte ok, a hidratat bine. Mie îmi plac foarte mult produsele de la Bodega Verde. Au niște arome pe care foarte rar le întâlnești la alte produse și prețuri destul de decente. Am un spumant de baie de la Licia, presupun că se denumește, cu flori de lotus și ulei de argan. Am mirosit bine, a făcut multă spumă, a costat cred că undeva la vreo 2 euro, eu acesta le-am din Italia, 2-3 euro, dar îl găsiți la noi în România. Vă las link pentru toate produsele în bara de descriere, așa, mă scuzați, cred că v-am zis, dar este târziu or. Și eu sunt foarte obosită. Un gel de duș de la Dove, în varianta cremus, pure and sensitive, este pentru piele uscată, nu conține parfum, singura chestie care m-a deranjat, este teoretic ca un mus, exact ca o spumă. Dar nu prea îmi place parfumul. Înțeleg, este pentru piele sensibilă, pentru pielea cu predispoziții la alergii. Dar dacă puneau acolo un extract natural ceva, primeam un mare like și o promisiune de recumpărare. Dar așa chiar nu pot, pentru că, sincer, nu îmi place mirosul. Am un spumant de baie de la Naturalis, acesta, țin minte că vi l-am arătat prin preferate. Este în varianta Time to Chill cu ginseng. Am mirosit foarte bine și acesta. Așa ușor masculin, așa, parfumurile astea îmi plac foarte mult și a avut așa o culoare roșiatică. Și mai am aici, vreau să vă arăt, două mini parfumuri de la Avon. Primul a fost din gama, ambele sunt din gama Today Tomorrow Always. Primul a fost My Everything. Din nefericire, nu este terminat și credeți-mă, nu pot să îl folosesc pe tot, pentru că în contact cu pH-ul pielii mele miroase de parcă consum băuturi alcoolice, ca să mă exprim frumos și ladylike. Deci miros a vin, oameni buni, și credeți-mă, când mă duc la muncă, lumea ridică așa o strunceană la mine. Când ajung acasă, soțul mă întreabă dacă am băut și tot așa. Deci, da, este rezistent, dar pe pH-ul pielii mele, am vorbit de apă de v-am nebunit, miroase a vin și chiar nu pot să-l folosesc. Îmi pare rău. În schimb, am avut și varianta Tomorrow, tot așa, varianta asta de 10 ml. Acesta este gol, l-am folosit și mi-a plăcut foarte mult. Vă rog să scuzați că ței de afară, au intrat în grevă, cred că. Și din categoria pentru corp am o mostră de cremă de la Cosmia. Am primit-o în Auchan. Au relansat gama low sau cel puțin le fac foarte multă publicitate. Mi se par produse ok, vreau să încerc gelurile lor de duș pentru că am niște arome foarte gurmane, dar am destule acasă geluri de duș. Și mi-am promis când termin cel puțin 10 geluri de duș să încerc măcar unul. Așa. Dați să încerc să fac totuși puțină curățenie. Trecem la șervețele. Am acestea de la Sien. Șervețele umede, 15 bucăți cu castravete și ceai verde. Mi-au plăcut, le-ați văzut de multe ori la mine. Ok, preț bun. Am acestea de la Fresh Mesh, în variantă de 72 de bucăți. Le-am cumpărat fiindcă am deja varianta de buzunar. În pachetele intră la mic. Și acelea mi se par foarte ok, însă pe acestea nu le recomand. Calitatea șervețelului nu este aceeași, așa că nu le recomand. Mai am aici, tot de la Fresh Mesh, încă un pachet.
varianta aceasta am zis că poate, poate, dar nu. Deci nu, aceeași variantă, sunt ok, dar nu mi se par calitative. Am printre, văd că a rămas un ambalaj în care au fost 4 bombe de baie cu ghimbir și grapefruit roz. Acestea le-am de pe iHerb. Au fost ok, am să vă las link în bara de descriere pentru ele. Ieftine și bune pentru o baie relaxantă, mi se pare o alegere bună. Și mai am aici 3 șervețele, 3 pachete de șervețele intime de la Softino, gama proprie din Lidl. Mi se par foarte, foarte ok și pentru prețul care l-au, eu chiar le recomand. Ultimele produse și scăpați de mine pentru ziua de astăzi sunt cele extra. Ce să începem cu chestiile parfumate, pentru că sunt foarte puține. Știți că mă sculați. Mai este unul care a fugit. În primul rând vreau să vă arăt acest ulei aromatic cu violete de la Aromaland. Eu îl folosesc, miroase superb. Mai am deja, cred că, vreo 5-6 arome. Vi le recomand dacă le găsiți. La mine în oraș sunt undeva la vreo 4 lei. Dar cred că mai mult de asta nu le găsiți la un preț mai mare decât acesta. O rezervă de... să vedem ce este. De, cred că, un odorizant de cameră cu... dați-mi mă gândesc. Relaxing zen sau ceva, ceva, un odorizant de cameră, am un aparat dintre la care pulverizează și folosesc. Și am și aceste lumânărele parfumate de la Bispol, de la Aura. Trebuiau să miroase ca și bucătăria bunicii, însă nu mi s-au părut chiar atât de parfumate. Pe acestea nu le recomand, dar țin minte că au ceva cu mere și scorțișoare. Le-am încercat anul trecut și mi-au plăcut foarte mult. Stați așa să încerc să mai restrâng din ele, că v-am zis că sunt multe. Mă scuzați că ies din cadru. Mi-am adus aici trăistuța să le pun direct în trăistuță. Bun. O cutie de cordiceps. V-am arătat și data trecută. Dacă simțiți că aveți nevoie de un boost de vitalitate și de energie și doriți un boost de imunitate, vi le recomand. 2 cutii de ceai. Acesta este în varianta Christmas Tree, Silent Night, de la English Tea Shop. A fost cu roibus, scorțișoară, mentă și petale de trandafir. Nu s-au simțit așa de mult petale de trandafir, însă s-a simțit foarte bine menta. Și acesta este varianta Holiday... nu, stați. Holiday Blend, da. Scorțișoară, nucșoară, măr, vanilie, cuișoare și portocale. Acesta a fost preferatul meu, mi-a plăcut. Eu l-am prins de la Kaufland la reducere, prețul normal este undeva peste 20 ceva de lei. Însă eu l-am luat cu vreo 4-5 lei și a avut 40 de pliculețe, vi le recomand. Și ultimele 2 ceaiuri pe care vreau să vi le arăt. Acesta de la Clever cu fructe tropicale, zic ei. Ei bine, oameni buni, conțin fructe de măceș, flori de hibiscus, arome, coacze negre, coș de lămâie, coș de portocale. Dacă găsiți voi ceva tropical în asta, spuneți și mie. Slăbuțe, calitativ, la o cană mare trebuia să pui undeva la vreo 4-5 piculete să simți ceva. Și acest ceai de la Sir Edward din Lidl, acesta a fost cu măceșe. Foarte intens, foarte plăcut, foarte aromat. Bun, cam acesta a fost videoclipul de Emptys. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Eu le pun deoparte pentru că urmează în decembrie, după Emptys de decembrie, urmează Emptys of the Year, deci produse terminate în decursul unui an. Plănuiesc multe să fac. Așa, sper că v-a plăcut. Spuneți-mi și voi, vă rog, care au fost produsele pe care le-ați consumat voi în această lună. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Vă pup și vă doresc o zi bună. Pa, pa!